Bună dimineața, dragi români, și la mulți ani, mă, de 1 decembrie! Astăzi sărbătorim 104 ani de la Marea Unire, din 1918. Ce-a fost înfăptuită de o mână de oameni învățați și gospodari, mă? Iar în doar câteva generații au reușit să o ducă pe culmile planetei ăsteia, mă, trecând prin războaie, ferindu-se de Hitler, de sovietici și așa mai departe. Dar această sărbătoare a fost promulgată ca și sărbătoare națională abia în 1990. Ce s-a întâmplat în 1990? A început marea vânzare a României. Și noi să mai avem un sentiment de patriot, încă sărbătorim în ziua de astăzi pe credențialele strămoșilor noștri. Bă, că altfel am fi ținut doliu zi de zi. Sunt 32 de ani de când pe la puterea statului se perindă fel și fel de oameni care tot încearcă să o vândă, dar nu reușesc, bă, că ce au construit ăia în câteva zeci de ani, nu o să reușească ăștia să vândă în sute de ani. Da, aia zic. La mulți ani, dragi români, și să aveți o zi minunată, fiți mai buni astăzi, bă, că 3 zile avem pe an. Marea Unire, Crăciunul și Paștele. Atât. Vă pup!